un seminar de informare, actualizări în legislația vamală și tehnologii moderne, organizat împreună cu ajutorul și cu bunăvoința domnului director Gabriel Moldovan, director executiv, Direcția Regională Vamală Timișoara. Un seminar cerut, așteptat de mediul de afaceri. Mulțumim, domnule director, pentru amabilitate și pentru sprijin și suport în organizarea acestui seminar. Dumneavoastră, care sunteți alături de noi, cred că deja este un leitmotiv, că toți spun că fără dumneavoastră n-am putea să fim prezenți la urechile oamenilor de afaceri, sau nu numai. Astăzi, al 8-lea eveniment de genul acesta, exact cum spunea colega mea, seminarele astea de informare și conștientizare, am văzut că de la an la an dau bine, au roade, avem feedback-uri și foarte, foarte bune. Astăzi cu Vama, și de ce am lăsat-o foarte târziu? Pentru că am așteptat de fiecare dată să avem noutăți de la instituția cu care organizăm. Ați văzut că până în prezent nu am organizat cu ANAF-ul, n-am organizat încă cu OPC-ul. Da, ni s-a spus că în momentul în care sunt ei edificați cu toată legislația, atunci poate să vină în fața oamenilor să ne prezinte ceva. Sigur, mai avem cu Garda de Mediu, cu Agenția de Mediu și cam aici terminăm. Și așa am spus la primul seminar că începem în fiecare an în luna ianuarie-februarie și terminăm la finele primului semestru. Dar așa o să facem și anul acesta. Ne-a fost puțin greu că, după cum știți, am avut acel forum, dar nu vrem să ne oprească nimic în informarea agenților economici, pentru că foarte multe lucruri la care pot ajunge sau care sunt care le aduc sancțiuni sau amenzi, le pot evita venind la aceste seminarii și ascultând ce li se explică. Acum, vreau să vă spun că este foarte la modă sau este obligatoriu să știe și o să vedeți în sală, au confirmat firme mari, multinaționale, au confirmat prezența la acest seminar pentru că nu le este clar multe lucruri din domeniul vamal și nu numai. Am fost la un seminar la Protector unde au venit foarte mulți să mă întrebe când facem seminar cu e-transport sau cu e-factura. E-transport, știm foarte bine la ce se referă. Acum n-am putut cu cine au dorit ei, cu ANAF antifraudă. Ne-au trimis răspunsul. Am rugat să vină cineva de acolo, dar ne-au trimis răspuns că pentru început în 24 este e-factura online și în 29 e-transport. Urmând ca după aceste seminarii online să încerce să se deplaseze în teritoriu. Nu s-au deplasat niciodată, dar sperăm că o să vină la noi. Nu știu, și asta vă spun cu sinceritate, nu știu de ce nu este participarea așa de mare ca și online, ca și cea fizică. Vă dau exemplu ANAF-ul. Facem fiecare lună câte două, trei întâlniri online cu mediul de afaceri. Și totuși primim săptămânal de două ori, trei ori primim telefoane de la mediul de afaceri că vor întâlnire cu ANAF-ul. Și știți, ați văzut și dumneavoastră cât sunt aici, deci totdeauna peste 300-350 de persoane. Probabil că interacțiunea asta directă cu instituția sau cu specialiștii din instituție, nu trebuie neapărat să fie conducătorul instituție, cu specialiștii din instituție, probabil că le este mai firească sau ne-am învățat noi așa. Dar, acum, când trecem deja la digitalizare, la totul
o să vedeți că o să vă spună și domnul director noutăți din ce se întâmplă în instituția dumnealui. Sigur că cei care au fost învățați să lucreze într-un anumit stil, este greu să se adapteze acum. E puțin greu. Noi ne-am gândit să organizăm și cursuri pentru a forma agentul economic care până acum a venit și și-a luat informația direct de la instituția respectivă sau de la... Dar asta o să o facem probabil în luna iulie-august, cum să accesăm informațiile online și unde și... Că, acum gândiți-vă la o firmă care nu este multinațională, care lucrează și nu știe să... n-are specialist să intre pe online, nu știe pe click-ul ăla ce să facă cu el și așa mai departe. Ăla vine la fața locului și vrea să întrebe direct, să întrebe pe domnul director ce să fac eu să duc, să import din... Turcia, zic, pentru că au fost cei mai numeroasă, a fost cea mai numeroasă delegație. Da, ne bucurăm de aceste seminarii și ne bucurăm că prezența oamenilor de afaceri este din ce în ce mai mare. Dacă la primul seminar cu VAM au confirmat la început, nu știu, vreo 20-22, până ieri am avut cel puțin 70 și ceva de persoane, firme confirmate la VAM. Acum este, sigur, există procentul acela de 10-20% că din cei care confirmă nu vin. Că se întâmplă. Acum, de exemplu, or fi și politicieni printre ei și se duc acolo, la domnul Ciucă, nu vin aici. Nu știm. S-a întâmplat că au confirmat acum o săptămână și astăzi, dar avem 70 de firme confirmate față de 20 de firme confirmate la primul seminar. Eu zic că interesul este din ce în ce mai mare pentru a fi informați și asta este menirea Camerei de Comerț, să îi informăm, să îi formăm. Ați văzut și cursurile de formare la noi, sunt foarte multe și pe bani și fără bani, care le-am prins în proiectele care le avem. Da, scriem proiecte pe domeniul ăsta de formare și instruire, formare a persoanelor, la calificări, să se califice dintr-o parte într-alta, și atunci aș vrea să spun acum că avem o noutate. Ministerul Educației a semnat cu Camera României un protocol privind antreprenorii care să meargă la școli și să explice elevilor din clasa 7-8 sau clasa 11-12 ceea ce înseamnă a fi antreprenor și, bineînțeles, să atragă pe domeniul lui de activitate copii, care elevi, care să se îndrepte spre școala profesională. Iar cei care termină liceul să vină direct în firmele lor. Acest lucru, sigur că l-am preluat toate camerele județene. Ieri am semnat protocolul cu Inspectoratul Județean. Așteptăm lista de la Inspectoratul Județean cu unitățile școlare care pot fi vizitate de către antreprenori. Avem o listă deja de antreprenori de 15 sau 16 și eu consider că până la finele, până se termină școala, să ajungem să avem cel puțin 40 de antreprenori care au vizitat și care și-a adus. Aici este un mare interes pentru un antreprenor, pentru că știm învățământul dual, știm că bursele se duc de către firme spre anumite clase, interesul este să vină tot la ei, acum că nu, după ce le-ai dat bursă
trei ani de zile și se duc în altă parte, e ghinion, n-ai cum să, nu există lege, nu există un act normativ care să poată să-i țină legați de firma care le plătește cheltuielile. Dar este și mai bine când un antreprenor se duce la un liceu, nu vorbim de învățământul dual, și care îl determină să vină, să nu mai se ducă înspre o facultate, să se ducă înspre partea profesională, să se califice și să vină la el în fabrică, în unitate. De aceea suntem dornici de acest lucru. Sigur că și Camera de Comerț și Inspectoratul au o persoană care va fi prezentă la toate întâlnirile între antreprenori și elevi. Suntem porniți deja așa cu trenul accelerat să rezolvăm acest lucru. Probabil că elevii de clasa a 7-a o să reacționeze. Acolo avem a 7-a și a 11-a. A 8-a și a 12-a cred că îi cam pierdem acum pe ultima sută de metri, deja se gândesc la alte. Mulțumesc, doamna președintă, pentru organizarea acestor seminarii care duc la clarificarea unor aspecte în domeniul vamal și fiscal, iar la partea fiscală mă refer la categoria produselor accizabile. În al doilea rând îi mulțumesc pentru demersurile care le face pentru creșterea schimburilor comerciale ale agențiilor economici. Aici mă refer unde sunt direct interesat la cu țările terțe din afara Uniunii Europene, care duce la creșterea și diversificarea activității care este supusă vămuirii. Trecând la subiectele pe care le avem de dezbătut în la acest seminar, încep prin faptul să spun că în strategia Autorității Vamale de reformă a administrației vamale în perioada 2022-2024, un obiectiv strategic este creșterea gradului de digitalizare. Consider că prin implementarea sistemului automatizat de export și a sistemului automatizat de tranzit, acest obiectiv a fost implementat. Mai mult, în perioada imediat următoare vor începe testările pentru implementarea sistemului automatizat de import. Mult mai complex, mult mai greu, care va fi, scuzați-mă expresia, câteodată vorbesc poate puțin mai neortodox, cireașa de pe tort în finalizarea, să spunem, și ducerea la capăt și îmbunătățirea gradului de digitalizare a activității vamale. Nu vreau să le răpesc, să zic, din ce trebuie să prezinte colegii mei, dar aș vrea să scot în evidență câteva îmbunătățiri, să spun, implementarea acestor două sisteme. Declarația vamală nu se mai tipărește, se semnează electronic. Documentele care se solicită când este cazul, se transmit tot electronic. Este creat, să zic, s-a îmbunătățit cadrul pentru implementarea vămârii centralizate. Și aici vin cu o provocare pentru mediul de afaceri, da, de a încerca să utilizeze cât mai mult aceste proceduri simplificate de vămuire, care este un avantaj major pentru ei, pentru simplificarea activităților, dar pe de altă parte îi responsabilizează relația cu vama, atât pe ei sau pe reprezentanții lor. De asemenea, vreau să spun că prin implementarea acestor noi sisteme, da, cred că se realizează, să zic, una dintre misiunile de bază a Autorității Vamale, prevăzute chiar în legislația vamală europeană, prin care noi încercăm să creăm un echilibru adecvat între controlele vamale și facilitarea unui comerț legitim. Da? Trec mai departe și vreau să le mulțumesc agenților economici din județul Timiș. La fel cum spunea doamna președinte, firme foarte mari. Credeți-mă, avem niște agenți economici foarte interesați, oameni responsabili pe domeniul vamal și logistic, foarte bine pregătiți. Le mulțumesc pentru demersurile pe care le-au făcut și pentru înțelegerea de care au dat dovadă, că, repet, aceste
implementări n-au fost ușoare, nu sunt finalizate, mai este mult de muncit până când ele să fie puse la punct 100%. Tocmai probabil, ăsta este unul dintre motivele pentru care participarea la acest seminar este așa numeroasă. Vreau să profit de această ocazie să mulțumesc conducerii Autorității Vamale Române, a conducerii Direcției Generale de Proceduri Vamale și în domeniul produselor proceduri vamale în domeniul vamal și a produselor accizabile, a specialiștilor de acolo, da, pentru care, repet încă o dată, s-au implicat foarte mult ca să realizeze această implementare. Și, nu ultimul rând, vreau să le mulțumesc colegilor mei care sunt prezenți aici, a celor de la nivel regional și celor din birourile vamale, pentru că și pentru ei a fost o muncă destul de grea. Gândiți-vă să lucreze în paralel și pe vechiul sistem, să lucrăm, să testăm și noul sistem și să facem o trecere fără probleme pentru agenții economici și eu consider că s-a rezolvat. Ei și-au reușit să-și facă operațiunile vamale. Iar, nu în ultimul rând, vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră, dacă tot ne întâlnim în această formulă, pentru prezentarea profesionistă, să spun așa, a tot ce s-a întâmplat în evenimentele care au legătură cu activitatea vamală. Dar aici, glumind, îmi permiteți, da, vreau să transmit un mesaj. Haideți să încercăm să nu mai vorbim de vamă, da, de birouri vamale când vorbim de frontiera cu Ungaria, dacă se poate. Dați-mi voie să spun că din 2007, da, pe frontiera cu Ungaria nu mai există birouri vamale, sunt doar punctele de trecere a frontierei. De multe ori, vamă. Nu mai există vamă acolo. Probabil mulți dintre cei care sunt în sală o să fie interesați de subiectul e-transport. Știu că este un subiect delicat. Tocmai din asta nu ne-am ferit să-l abordăm, dar vin cu o precizare. Îl vom aborda strict, bineînțeles, pe relația noastră de vamă sau de livrare în general, de produse accizabile, livrare intracomunitară. Dacă suntem pe locul 2 la comerțul în intra-european, respectiv suntem pe plus la balanța comercială, exporturile sunt mai mici decât importurile, la partea asta de extracomunitară suntem pe minus, adică suntem, avem sold negativ. Și aici, bine, cum bine știm, instituția vamală se ocupă în mod special de comerțul extracomunitar. Strict de mărfuri cu țările terțe în afara Uniunii Europene. Da. Făcând o completare, îmi pare rău că nu am să zic niște date recente, să zic, nu știam, dar pot să vă spun că din analizele făcute de-a lungul timpului, biroul vamal Timiș, da, repet, mai avem și biroul vamal Timișoara Aeroport, la fel, iarăși cu un volum mare diversificat de schimburi comerciale, da, Moravița, Jimbolea, dar biroul vamal Timiș, care este totuși cel mai reprezentativ prin activitatea care o desfășoară, exceptând, să zic, birourile vamale Constanța, Constanța Sud și Bucureștiu, da, care, dați-mi voie, mai ales pe operațiunile de import, sunt undeva deoparte, are cel mai mare număr de operațiuni. Iar pe partea de export, cum spunea doamna președinte, cred că stăm undeva sensibil egal cu Piteștiu, da, și Craiova nu, dar Piteștiu, în considerentele, gândiți-vă că au acolo Dacia Pitești. Dacă punem Dacia Pitești la o parte, Timișul este de departe numărul 1 în domeniul de export. Și prin număr, și prin complexitate de operațiuni. Tocmai din asta am spus că vreau să mulțumesc agențiilor economici din județul Timiș. Da? Sunt firme mari care, să știți, desfășoară niște operațiuni complexe, au, repet, o atitudine constructivă în raport cu autoritatea vamală și ne ajută să trecem, să găsim soluții pentru ce vor ei să facă. Pentru că vin aici cu un principiu de bază, administrația vamală are datoria să găsească baza legală pentru mișcarea, logistica mărfurilor care este în continuă schimbare. Jucătorii mari de pe piață vin și spun, domnule, noi suntem partenerii voștri de încredere, voi trebuie să faceți o legislație vamală astfel încât noi să putem să ne mișcăm mărfurile.
Da, domnul director, aveți perfectă dreptate, doar că noi ne-am, la începutul anului, așa ne-am hotărât noi să spunem că vom face anul acesta o internaționalizare mai mare decât anul trecut și am reușit și cu forumul și să știți că îndrumăm firmele și facem tot posibilul, acum a venit colega mea din Australia, punem foarte mult accent pe export. Și mă gândesc acum la țările extracomunitare. Va pleca o altă colegă în septembrie în Japonia, după aceea în China și în America. Punem foarte mult accent pe export pentru că ne-am propus noi ca la sfârșitul anului să tragem linie și să spunem că și exportul extracomunitar este egal sau mai mic decât importul extracomunitar. Nu știu dacă vom reuși, dar noi, ce ține de noi pentru agenții economici, îi promovăm cât putem noi de mult pentru ca exporturile, să produsele autohtone să fie pe piețele internaționale. Internaționale spun acum în afara spațiului Uniunii Europene. Pentru că da, în Uniunea Europeană suntem pe locul 2, nu ne facem griji, dar acolo, cred că sunteți de acord că nu se numește export și import. Este deci doar un nu fel discut, de nu comerț. Nu asta de pe partea de relație, de schimburi comerciale cu țările din Uniunea Europeană. Și atunci, doar pe categoria produselor accesabile, care este o altă componentă pe care și o gestionăm. Și ne-am propus să facem acest lucru, să promovăm produsele autohtone, să impulsionăm exportul spre țările extracomunitare, tocmai ca să fie Timișul primul județ care are balanță pozitivă în exportul extracomunitar. Cu asta trebuia să încep, dar inspectoratul și ce a mai fost mi-a dat peste cap planurile. Auzindu-vă, mulțumesc, era să uit acest lucru, mai este foarte important. Mai vreau să fac o precizare, da, prin implicarea doamnei președinte, și să nu uităm pe domnul prefect, și vreau să vă spun, este reprezentantul guvernului care coordonează serviciile de concentrate în județ și de fiecare dată când agenții economici mari, pentru care, repet încă o dată, preconizează schimbările și sunt foarte implicați vis-a-vis de cum își vor rezolva problemele în prisma acestor schimbări, da? Și revin la un lucru care mi-e foarte drag, de prin 1999, spuneți că trăiesc din amintiri, da? La Timișoara a fost făcută o întâlnire cu toate conducerea ABR-ului, da? Când s-a implementat prima dată, pe vremea respectivă, se numea procedura de vămire la domiciliu. Multă lume nu putea la vremea respectivă să creadă cum se poate în 99, da? Vă dau un exemplu, camionul să ajungă în curtea agentului economic și vamanii să nu intervină acolo. Au trecut pași, se întâmplă așa, de ce? Vama, prin activitatea pe care o derulează, a fost întotdeauna, să spun așa, porțile de a interfera cel mai mult cu țările din Uniunea Europeană, da? Și atunci ni s-au cerut aceste schimbări. Mai mult, știți foarte bine, noi aplicăm o legislație europeană, să zic, principală. Și vrând și inclusiv aceste schimbări care au avut loc, implementarea acestor sisteme, au fost ca o cerință a Uniunii Europene. Nu toate statele le-au implementat. România este unul dintre statele care deja două sisteme le aveam implementate. Să mă trageți de mânecuță să spuneți, a spus că o să fim cu o balanță pozitivă. Sperăm din tot sufletul, din ceea ce informațiile pe care le am acum se întâmplă. Da, sigur că și importăm, dar ne ducem înspre țările care știm că au nevoie de firme ca să poată să importe de la noi. Ne dorim asta și ne dorim foarte mult să ajungem și noi să avem o balanță pozitivă pe extracomunitar. Mulțumesc mult și a început deja, cred, te duci să vezi, Cristina? Da, acum mi-au scris că oamenii au venit, așteaptă, doar dacă mai sunt întrebări. Da, dacă mai sunt întrebări, dacă nu le auziți că specialiștii stau aici, abia așteaptă să spună lucrurile interesante și să completeze la ce a putut să spună domnul director, pentru că cu siguranță are multe de spus, dar i-am spus că mai mult de 5 minute, 10, să nu înteze că stau oamenii după noi.